În manualele de drept, n-are cum așa ceva să nu ajungă la opinia publică și să fie caz de studiu, pentru că hărțuirea unui judecător de către un procuror pentru faptul că punea întrebări în sala de judecată este totuși ceva ce nici în anii 50 nu știu dacă s-a văzut. Domnule judecător, avem un document, înțeleg, care este foarte relevant. Ce document ne-ați transmis? Domnule Mihai Gâdea, v-am trimis un document pe care eu l-am obținut prin forțe proprii, deoarece procurorul a refuzat să-l ceară la dosar. El știa că dacă îl primește nu mai poate să mă învinuiască și să mă trimită în judecată și implicit să mă suspende din nou. Da, am făcut o cerere la judecătoria sectorului 2 din București, da, unde există registrul asociațiilor și fundațiilor. Trebuie să spun publicului că la nivelul Ministerului Justiției este un registru național al asociațiilor și fundațiilor, iar la fiecare judecătorie din țară este un registru pentru raza de competență. Ei bine, am întrebat dacă este înființată o asociație de către Ordinul Masonii din care fac parte și să se comunice dacă eu fac parte din această asociație. Așa, după cum se vede și pe ecran, eu am primit acel răspuns semnat de judecătorul delegat, care confirmă că există o asociație înființată de acest ordin tradițional, doar că numele Ovidiu Galea nu se regăsește acolo și chiar mai jos, dacă urmărim, scrie că de fapt nici nu sunt alte persoane trecute acolo. Prin urmare, dacă domnul procuror Mann ar fi verificat, ar fi aflat că nu mă poate învinui, pentru că eu nu sunt membru al unei asociații, prin urmare că nu am obligația să declar acest lucru anual în declarații de interese. Eu mă duc la Biserica Ortodoxă, sunt nevoit să vă spun, și Biserica Ortodoxă, parohia din care fac parte, are asociații și fundații. Dar eu nu sunt membru acolo, dar mă duc la biserică. Prin urmare, nu trebuie să declar că sunt ortodox și că frecventez biserica. Ar fi trebuit să declar doar dacă eram membru și în asociația sau fundația, da, prin care biserica e foarte corectă, e foarte corectă comparația, este foarte, foarte corectă. Domnule judecător, despre cazul judecătorilor din Oradea, noi am mai vorbit. Au fost mai mulți judecători care au fost hărțuiți ani de zile de acest procuror și care au fost declarați nevinovați în ultimă instanță. Câți judecători din Oradea sunt în această situație? Sincer, domnule Mihai Gâdea, nu știu. Cunosc doar că împreună cu subsemnatul au fost trimise în judecată trei doamne judecători, trei distinse colegi ale mele, care au familii, care au o carieră impecabilă și fără pată, și care au fost hărțuite timp de trei ani ca și subsemnatul. Cunosc că sunt hărțuiți și alți magistrați, pentru că este acolo o persoană în tribunal care nu se înțelege bine cu nimeni și care crede că toți suntem corupți sau gangsteri sau infractori sau imorali sau cum dorește dumneavoastră să ne catalogheze. Din nefericire, psihologii v-ar putea confirma că nu poți să spui toți sau niciunul, că probabil că există ceva patologic la mijloc. Însă eu am fost victima acestei persoane care mi-a căutat nod în papură și care s-a aliat cu colaboratorul domniei sale, procurorul Mann, și iată ce a ieșit. Vreau să vă spun și vreau să fiu mai relaxat când spun asta. Eu am fost foarte supărat când am văzut că doamna Baltag, doamna judecător de la Consiliul Superior al Magistraturii, ne-a spus unei țări întregi că se simte amenințată. Este foarte grav să auzi așa ceva din partea unei persoane distinse, cu o carieră impecabilă și care trimis acolo să ne sprijine pe noi să nu pățim. Trebuie să știți că ceea ce mi se întâmplă se poate întâmpla oricui. Și e bine să cunoască și cei care sunt într-o parte și cei care sunt în cealaltă parte. Ce părere aveți a liniei? Ce părere aveți despre legea răspunderii magistraților și cum ar trebui, pe de o parte, cei care fac astfel de abuzuri să răspundă, dar în același timp, pentru că există această preocupare, cum ar putea să fie protejați judecătorii ca nu cumva să fie hărțuiți nici de procurori de felul acesta și nici de o lege care, eu știu, să fie cumva absurdă a răspunderii magistranților?
Distinsă, domnule Mihai Gâdea, m-ați întrebat un lucru la care chiar vreau să ajung. Aș răspunde cu finalul întrebării. Putem să protejăm magistrații. Am făcut, ca întotdeauna, m-a preocupat de când sunt eu magistrat, să răspund întrebărilor ministerului sau CSM-ului când se promovează modificări legislative. Chiar acum am promovat și prin prieteni am adus la cunoștința colegilor că judecătorul poate fi protejat, adică să nu mai poate fi suspendat la discreția unui procuror. Să fie suspendat în cel mai rău caz după ce judecătorul de cameră preliminară își pune cuvântul și confirmă că trimiterea în judecată este legală. În prezent, judecătorul nu este protejat, pentru că dacă un procuror inventează că cineva a săvârșit o faptă, actualul CSM pe actuala lege nu se poate pronunța și te suspendă de drept. Cu privire la legea răspunderii magistraților, păi eu sunt unul dintre cei care am fost întotdeauna de acord cu așa ceva. Dacă greșești și dacă o faci cu rea credință, trebuie să răspunzi. Întotdeauna m-a preocupat să dau soluția corectă. Și dacă o dau cumva greșită, să nu o fac cu rea credință. Credeți-mă, marea majoritate a colegilor gândesc ca mine. Și este greșit să se vorbească, acum fac o paranteză, dacă îmi permiteți, numai de penal. Penalul reprezintă, după cunoștințele mele, care totuși am aproape 20 de ani de vechime și ca procuror și ca judecător, circa, zic eu, 10% din activitatea de judecată. 90% se referă la civil, la contencios, la litigii de muncă. Este greșit să ne referim numai la activitatea din penal. Adică sunt afectați ceilalți judecători, marea majoritate care judecă în țara asta. Și încă ceva, din cei 10% care reprezintă penalul, cel mult 1% reprezintă fapte de corupție. Păi nu știu dacă este normal să ne gândim numai la așa ceva. Noi trebuie să protejăm pe toată lumea în egală măsură. Cu legea aceasta de care se tot discută de răspunderea magistraților, sunt de acord și eu și majoritatea colegilor mei, pentru că suntem oameni responsabili și știm să răspundem pentru faptele noastre. Domnule judecător, dacă l-ați întrebat pe domnul Man, s-ar putea să fie împotriva acestei legi. Cu siguranță. Și are dreptate, pentru că a trimis în judecată oameni achitați. Domnule judecător, iertați-mi indiscreția. Aveți copii? Domnule Mihai Gâdea, vă doresc ca dumneavoastră să vă trăiască copiii. Mulțumesc. Da, am doi copii. Să vă trăiască. Am încercat cu soția mea și trebuie să fac o cuvenită precizare, care a lucrat 26 de ani ca judecător la Curtea de Apel și care a fost un model și un judecător foarte competent, în prezent este avocat. Copiii mei suferă foarte mult. E, aici vreau pentru să ajung. Ceea ce mi se întâmplă. Cum ați reușit să le explicați prin ce treceți și poate că aveau o dilemă, poate că, eu știu, privind la ce spuneau alții, devenind un caz public, cum înțeleg ei ce se întâmplă cu tatălor? Deci au doi părinți, mama a magistrat 26 de ani judecător la Curtea de Apel, tata de asemenea judecător și într-o zi află că tatăl nu mai e judecător, ci este, nu, posibil corupt. Sigur, până în ziua în care vine în alta curte și spune că nu e nimic acolo în acel dosar și că este o mizerie. Dar în anii ăștia, cum ați gestionat această chestiune? Le explica copiilor că vi se întâmplă un abuz? Înțelegeau ei ce înseamnă treaba asta? Cu greu, domnule Mihai Gâdea. Copilul cel mic, acum este adolescent, are 17 ani, a început să înțeleagă ceea ce mi se întâmplă când era în clasa 8-a. Uh-huh. Credeți-mă că pe tot parcursul clasei 8-a, în loc să se preocupe de pregătirea examenului de capacitate, el a trăit numai cu discuții despre DNA și acuzații și infracțiuni în casă. Norocul meu că e un copil matur și am reușit să explic că prezumția de nevinovăție nu este înfrântă printr-o simplă acuzație. Iar situația noastră care acum ne afectează, firește, eu nu am salar, nu trebuie să-l facă să se simtă jignit în prezența colegilor. Cu copilul cel mare a fost mai ușor, pentru că între ei este 10 ani și cel mare este avocat. Prin urmare, el a înțeles de la bun început că ceea ce trec este un nod în papură și o răzbunare meschină datorată unui orgoliu și frustrări personale. Îmi imaginez cum în casa a doi judecători, un băiat de 27 de ani avocat, un adolescent, erau aceste discuții. Fiul dumneavoastră, avocat cel mai mare,
v-a sfătuit? Adică erau... Cum s-au desfășurat discuțiile astea într-o familie în care dintr-o dată te lovește un fulger, ești nevinovat, n-ai niciun fel de problemă, cum ne spune Curtea Supremă în cele din urmă. Dar cum se desfășurau discuțiile astea în familia dumneavoastră? Domnule Gâdea, față de copilul meu care este avocat, mi-a fost foarte ușor să-i probez nevinovăția. Odată, cum spuneți noastră, în alta curte a arătat ce a arătat. Pe de altă parte, domnul Mann m-a reclamat și la inspecția judiciară. Ei bine, inspecția judiciară a dat clasare, adică a hotărât că nu sunt vinovat. Normal că la un avocat, dacă reți în scrisuri, nu trebuie să-i mai aduci prea multe probe. Am avut multe discuții în familie și toate s-au axat pe a-i încuraja să aibă încredere. Noi, soția mea și cu mine, așa i-am învățat cum ne-au învățat și părinții pe noi. Să fim respectoși și să avem încredere. Și dacă putem, să nu facem rău la nimeni. Adică, pe românește, dacă omul e pe scara tramvaiului, noi să-l împingem în tramvai dacă ne permite legea și nu în șanț. Deci, cu cel mare, discuțiile sunt pur și simplu profesionale și tare mă bucur că am cu cine mă sfătui, fiind un om extrem de rezonabil. Și are o carieră bună la Cluj, unde este apreciat. Cu cel mic, de asemenea, v-am spus, este un copil, un adolescent maturizat, poate maturiza peste vreme și datorită acestor neplăceri pe care le avem, și ei au înțeles foarte bine ceea ce ni se întâmplă. Pentru că ei ne văd pe noi cu încredere, ei au încredere în părinții lor. Domnule judecător, mă bucur că ați vorbit în această seară, mă bucur că au putut auzi și alții, mă bucur că adevărul poate să iasă la iveală, așa cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră cu primul dosar, și cred că același lucru se va întâmpla și cu acest dosar. Ce mă îngrijorează și ce mi se pare de-a dreptul insuportabil în această țară este că judecători onești, desigur, alături de alți oameni, dar chiar dacă și judecătorii onești sunt amenințați, hăituiți, ca doamna Baltag, ca dumneavoastră, ca doamna judecător Florica Romanu, al caz de la Oradea, ani de zile, da, hărțuită, batjocorită, nevinovată, pentru că ceasul cu cuc. Da. Pentru că, puteți spune așa într-un minut ce, cum e cu ceasul cu cuc pentru cei care nu știu? Acum, dați-mi voie să vă spun ca judecător. Dacă aș fi primit un dosar cu asemenea acuzație, că a primit un ceas cu cuc, nu? Să dau soluția. Dar a fost învinuită că a primit, că i s-a promis mită un ceas cu cuc. Vă imaginați ce înseamnă un ceas cu cuc? Este o chestie care nu prea mai preocupă pe nimeni ziua de azi decât pe cei de la muzeele satului. Domnia s-a trecut prin niște momente îngrozitoare. Știu că i-a murit și mama în timpul procesului. Soțul dumneai este bolnav din cauza acestui proces. Îmi pare rău că trebuie să aduc în discuție așa ceva, dar este adevărat. Cealaltă colegă, trebuie să spun, am mai avut o colegă trimisă în judecată. A avut soțul în dificultate în perioada aia și când a suspendat, au rămas amândoi fără salariu. Măcar la mine, cumva, am avut un salariu în casă. Deci vă imaginați în ce dramă au trecut oamenii aceștia. Ca să vină după aceea o procuroare de la DNA Central să spună că faptele nu există. După câți ani? Și că n-au fost niciodată vinovate. După câți ani? Păi după 3. După 600 de zile. 20 de luni. Imaginați-vă să stai fără salariu 20 de luni. Cum s-ar fi descurcat? Și mai ales dacă era în situația asta cu soțul fără serviciu de asemenea. Știți cum s-a descurcat? Distinsa doamnă colegă este, se bucură de încrederea foarte multor oameni din Oradea și a fost ajutată ca în mod decent să-și câștige pâinea în perioada aceasta. Da, dar vă dați seama și știți, adică vă spun eu dumneavoastră, vă dați seama cu siguranță, judecătoarea, să fii magistrat, să fii integru, să fii corect, să-ți facă un portocală din ăsta, o treabă de felul ăsta, 3 ani de zile să treci prin așa ceva, soțul de asemenea cu probleme, să nu aibă serviciu și să fii în această situație, adică totuși cât de mare este nedreptatea și mizeria în această țară, cât de mari sunt abuzurile și de ce oare se permit astea aici? Pentru mine este dincolo de orice putere de înțelegere. De ce se permit lucrurile astea? Domnule judecător, Domnule Mihai Gâdea, vă rog. Noi nu am permis.
doamnele judecător și nu la dumneavoastră mă refer. Nu la dumneavoastră mă refer. Mă refer la cei care ar putea să stârpească odată abuzurile astea. Pentru că acest gen de abuzuri sunt pur și simplu, sunt decurmat. Nu este